Bună ziua tuturor! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media! Împreună cu colegii mei, Zinaida Popa, vicepreședintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău și Dumitru Ivanov, secretarul fracțiunii, eu, Roman Cojuhari, președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău, astăzi am venit aici la Procuratură pentru a depune un demers. Vom explica în ce context acest demers. După cum ați văzut în ultimele săptămâni, epopeea discuțiilor despre tarifele la apă și situația de la apă canal. Săptămâna aceasta au fost câteva ședințe și săptămâna trecută în Consiliul Municipal Chișinău. Ieri a fost închisă ședința, iar în această ședință a fost votată o decizie prin care a fost majorat aproape dublu tariful la apă și canalizare. Noi considerăm această decizie una total ilegală, iar cei care au emis această decizie, cei care au votat această decizie, au făcut niște încălcări grave și care trebuie să se expună instanțele competente ce fel de acțiuni au întreprins și ce au făcut aceste persoane care au votat această decizie și care au emis această decizie ilegală. Noi am văzut cum în ultimele săptămâni ieșirile lui Ion Ceban, dar și echipa acestuia, oamenii acestora, unii chiar cu grad de rudenie, numiți în unele funcții de conducere, fie la apă canal, fie pe la primărie, au tot ieșit cu diferite șantajuri, au tot ieșit cu diferite acuzații, învinuiri. Am văzut cum Ion Ceban a ieșit ce bruscat, practic, un reprezentant al ANRE, care îi explica de ce tariful la apă și canalizare nu poate fi acceptat în proporția în care este cerută de către apă canal, aducând niște argumente foarte pertinente, argumentate, corecte. Și am văzut cu șantajul domnului primar cu deconectările de energie electrică care nu s-au produs și care, ca întotdeauna cu agenții economici mari, se poate de negociat și de a găsi soluții. Am văzut atacurile domnului primar direct la consilierii PAS în Consiliul Municipal Chișinău, niște atacuri bădărănești, putem să le zicem, chiar cu diferite acuzații. Și toate acestea pentru ce? Pentru a face show politic, pentru a face PR politic. Noi considerăm că tariful la apă și canalizare trebuie să fie unul corect și transparent, ca locuitorii municipiului Chișinău să cunoască pentru ce plătesc ei acest tarif, pentru ce cheltuieli plătesc, ori acele cheltuieli care sunt incluse astăzi și prezentate către la ANRE, nu au o acoperire, nu au o explicație logică. Domnul primar ne explică că în alte orașe tariful este mult mai mare, dar orice economist și orice persoană, în special din domeniul economic, cunoaște că în microeconomie este și un așa efect ca conceptul de economie de scară, atunci când unele costuri le împarți la un volum mai mare de apă consumat, când aceleași costuri le împarți la un număr mai mare de consumatori, în comparație cu acei operatori care au un număr mult mai mic, dar mult mai mic de consumatori și procesează un volum mult mai mic de metri cubi. Noi, acea decizie care a fost votată în Consiliul Municipal Chișinău este total ilegală și nu respectă procedurile legale. Încalcă și legea 303 din 2013, încalcă toate regulamentele ANRE. De aceea, noi vom depune această sesizare. Am mai auzit că domnul primar compară tarifele la apă și canalizare ca în unele orașe europene. Întrebarea noastră este simplă. Oare în unele orașe europene, la fel este un manager ineficient la întreprindere? Oare în unele orașe europene, la fel sunt scurgeri câte o săptămână, două săptămâni fără intervenții? Oare în unele orașe europene, la fel nu se investește în rețeaua de apeduct, dar se investește în havuzuri și în trotuare? Haideți să vedem care trebuie să fie soluțiile.
Dar în primul rând vreau să dau cuvântul colegul meu Dumitru Ivanov, care va explica despre denunțul, despre demersul pe care noi îl facem la procuratură și în ce constă acesta. Bună ziua tuturor, eu sunt Dumitru Ivanov, secretar fracțiunii PAS din Consiliul Municipal și astăzi împreună colegii, cum a spus și cu președintele fracțiunii PAS, avem un denunț la Procuratura Generală. Deci, dacă să-l luăm pe rând, la data de 30 noiembrie 2022 a fost aprobat un nou tarif pentru serviciile de apă și canalizare, iar consilierii pe SRM pun pe CRM, PDE sau AMUE mai nou, PDM, și cei neafiliați din cadrul Consiliului Municipal, Ala Tâșcu, Aliona Mandate și Valentin Cebotari, au aprobat majorarea cu 74% a tarifului pentru apă și canalizare. Acest lucru a cauzat daune în proporții deosebit de mari intereselor ocrotite prin lege ale persoanelor fizice și juridice din municipiul Chișinău, beneficiarea acestor servicii. Mai mult, dacă să ne uităm la legislația în vigoare Republicii Moldova, consiliile locale sunt obligate să aprobe tarifele pentru serviciu public de alimentare cu apă, canalizare și epurare apelor uzate la nivel de municipiu, după avizarea de către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Aceste prevederi au fost încălcate flagrant la adoptarea deciziei menționate mai sus cu privire la aprobarea tarifului la serviciu public de alimentare cu apă și canalizare prestat de către SA Apă Canal. Aceste prevederi, și având în vedere că noile tarife intră în vigoare la data publicării în mass media locală și se vor aplica până la emiterea avizului de către Andreea, prevăzut în articolul 35 alineatul 6 din legea 303/2013, cetățenii din municipiul Chișinău din cauza acestor prevederi vor fi obligați să achite ilegal un tarif nejustificat de mare. Suma mijloacelor bănești care vor fi încasate, ilegal de la locuitorul municipiului Chișinău beneficiarea acestor servicii. Amintim tuturor că consilierii municipali care au votat această decizie ilegală, că fiecare consilier poartă răspundere juridică conform legislației în vigoare pentru propria activitate desfășurată în exercitarea mandatului. Astfel, prin urmare, noi depunem acest demers la procuratură. Deci, acesta este demersul, denunțul care urmează a fi depus la procuratură și în cadrul acestui denunț, noi vom cere următoarele lucruri. Înregistrarea prezentului denunț de către comiterea infracțiunii în registrul numărul 1 de evidență a infracțiunii și examinarea faptelor descrise conform articolul 274 Codului de Procedură Penală și 2. Atragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate care încalcă legislație și-au adoptat decizia prin care au dispus încasarea ilegală de la persoane fizice și juridice din municipiul Chișinău a tarifelor majorate nejustificat la serviciu public de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Mai mult la acest subiect o să rog pe vicepreședinta fracțiunii PAS, doamna Zinaida Popa, să se expună. Bună ziua tuturor, bună ziua stimați cetățeni. În contextul celor aceia ce au menționat colegii mei, reiterez încă o dată poziția fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău pentru a pleda pentru un tarif corect, transparent și justificat pentru consumatorii de apă. Respectiv, vreau să vă întreb, stimați cetățeni, oare ați văzut vreodată havuzuri de apă în municipiul Chișinău care curg de zile întregi, poate și mai mult? Sunt sigură că ați văzut și acest lucru are loc practic zilnic din diferite sectoare ale municipiului Chișinău. Și întrebarea este următoarea, oare considerați oportun ca aceste scurgeri să fie puse și achitate de către noi, de către chișinăuieni, să achităm noi acest volum de apă care de fapt noi nu suntem responsabili, noi nu l-am consumat? Asta, la momentul actual, cere primăria municipiului Chișinău, primarul general, ca aceste cheltuieli să fie puse pe spatele nostru. Eu, împreună cu colegii mei, consider că nu este corect. Și cred că și dumneavoastră sunteți de aceeași părere. Un alt aspect care, în mijlociv, contribuie la nejustificarea cheltuielilor, este faptul că, la momentul actual, avem în municipiul Chișinău 4.000 de kilometri de apeduct, de țevi, de rețea. Respectiv, la momentul actual, la balanța SA AP Canal, sunt doar până în 2.000, 1.900 kilometri. Celelalte, conform legislației în vigoare, trebuiau să fie preluate până în anul 2021 la balanță. Acest lucru nu a avut loc să fie, dar noi vrem ca să fie un tarif
argumentat și justificat. Nu are cum să fie în condițiile în care nu sunt întreprinse anumite măsuri stringente care ar contribui la crearea acestui preț corect. Și un alt aspect care este, pe lângă faptul că sunt scurgeri și pierderi, pe lângă faptul că nu sunt luate la balanță, sunt și multe alte momente despre care noi am vorbit în ședința Consiliului Municipal. În acest context, cerem ca în bugetul municipal pentru anul 2023, în condițiile în care APLE este responsabil de întreținerea acestor țevi, să fie alocate cel puțin 150 de milioane de lei ca noi să schimbăm aceste țevi și să nu fie așa pierderi care ne mijlocit să fie revăzute în tarif. 150 de milioane cerem acum ca să le vedem în buget și tot noi vom cere atunci când se va discuta bugetul. Și strigent cerem ca cât de curând să fie luate la balanță toate rețelele de apă și canalizare. Și încă un aspect care este foarte important în REU care ne vorbește este faptul că nu sunt colectate datele la contor. Întrebarea mea este cât de des, stimați cetățeni, dumneavoastră vedeți acel controlor la dumneavoastră acasă? Dacă de la energie electrică, gaze naturale, vedem cel o dată pe lună cu mici excepții, de la canal cred că o dată îl vedem. Asta iarăși vorbește de anumite acțiuni pe care nu le întreprinde SA Apă Canal în acest aspect pentru ca să justifice anumite cheltuieli, anumite pierderi și în general consumul de apă. Apă Canal trebuie să aibă un plan de acțiuni transparente, un plan de acțiuni care ar ajuta la transparentizarea și argumentarea acelor prețuri pe care le cere. La momentul actual, ceea ce au menționat și colegii, el nu este unul argumentat și suplimentar la asta mai este și unul ilegal cu regret. Tocmai de aceea suntem astăzi aici ca să depunem acest denunț și cei care au participat la acest act ilegal să răspundă. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, vă rog. Bine. Mersi. Noi vom depune la orele 1, colegi, de atât acum e pauză de masă. Da, o să facem și poză. Facem și poză. Ok, da, bine. Mersi foarte mult și zi bună.